Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-ați trezit, ora matinală de servit cafeaua cu piper la Antena 3 Pitești și astăzi, joi, 23 ianuarie. Și așa cum ne-am obișnuit, trecem în revistă câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la data curentă, potrivit enciclopediei Libere, la 23 ianuarie, dar în anul 1465, Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, începe asediul care va duce la cucerirea cetății Chilia, cetate actualmente în regiunea Odessa cu Ucraina. În 1512, tot la această dată, începea domnia lui Neagoe Basarab în țara românească și merge mai departe până în 1821, când Tudor Vladimirescu s-a adresat printr-o proclamație locuitorilor țării românești, chemându-i la luptă împotriva orânduirii. Acesta a fost momentul declanșării revoluției conduse de Tudor Vladimirescu. Ajungem și la Unirea Principatelor Române, despre care vă invităm să urmăriți astăzi o ediție specială de la ora 15 la Antena 3 Pitești. Continuăm, doamnelor și domnilor, avem știrile locale prezentate imediat de Simona Pomazan, apoi revenim în direct pentru a dezbate subiectele zilei din presa scrisă. Astăzi invitat în studio jurnalistul și colegul nostru Claudiu Dița, redactor la ziarul Argeșul. Nu ratați nici partea a doua a matinalului, când invitații noștri, președintele Partidului Puterii Umaniste Social Liberal Argeș, domnul Ion Cornel Lazăr, și președintele filialei Ștefănește a Partidului, domnul Dumitru Nistor, ne vor aduce câteva detalii despre cum stau lucrurile în noua filială umanistă de la Ștefănești și cum se pot implica de altfel umaniștii în diferite probleme semnalate de cetățeni. Dana Popescu sunt eu, bună dimineața din nou, avem știri acum și ne revedem în câteva minute la Revista Presei. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Simona Pomazan, urmăriți știrile Antena 3 Pitești. Cetățenii din comuna Codmeana se confruntă cu o situație greu de imaginat. Aceștia trebuie să parcurgă pe jos peste 8 km pentru a ajunge la șoseaua principală și la cel mai apropiat mijloc de transport. Elevi, salariați, oameni bătrâni și bolnavi merg prin frig și praf, iar soluțiile se lasă așteptate. Disperații au venit să-și spună oful în fața mai marilor județului. Peste 50 de localnici din comuna Codmeana au venit încă de dimineață în fața Consiliului Județean Argeș pentru a striga nemulțumirea legată de transportul în comun. Oamenii se plâng că de la locuințele lor până la șoseaua principală nu au nicio legătură. Vorbim despre satele Ursoaia, Bascovele, Negești, Sândulești, Bunești și Drăgolești, care nu sunt deservite de serviciul de transport persoane. Mai exact, aici nu ajunge niciun mijloc de transport, niciun maxi-taxi. Iar oamenii, copii, vârstnici sau salariați, sunt nevoiți să meargă pe jos mai bine de 8 km. Nemulțumirea noastră asta este, nu avem mijloc de transport și vrem asfaltarea drumului județean. Practic, oamenii nu au cu ce să se deplaseze pe cei 8 km. Pe aceste 8 km. Trebuie să meargă 8 km până ajunge în șoseaua națională, unde acolo este stația de maxi-taxi. Și vorbim de copii? Vorbim de copii, vorbim de bătrâni, pentru că nu știu dacă acești copii mai pot învăța lucruri, să ducă la școală atât timp cât ei merg 8 km pe jos. Nu știu cum ar putea să mai fie acel copil bun sau acel salariat să meargă pe vremuri, că ați văzut ce ceruri au fost acum, să meargă și să poată să ajungă să învețe o carte sau omul să muncească, să aducă o pâine la copii pe care mai are acasă, care oameni să avem. Avem oameni cu diabet, avem oameni cu cancer, avem copii cu dezabilități, avem cardiaci. De ce ați venit astăzi aici, domnule? De asta am venit, că ne se bage mașina. De exemplu, eu sunt cardiacă și merg la medic o dată pe lună, dar merg mai mereu și îmi fac aprovizionare de la oraș. Merg 3-4 km pe jos, așa cum sunt, viu cu bagaj în spate. Sunt bolnavă, nu pot să merg pe jos. Știți când mergem noi pe jos? Și plus de asta pe stradă sunt câini care să ia după noi. Avem probleme, nu se poate forma autobuz, nu se poate. Na. Și nu vor să ne bage, nu știu, ce-i ține pe fitofagul ăsta sau cum îl cheamă, de nu lasă și pe altcineva ca să liciteze, să avem și noi o mașină, să nu-și mai bată joc de noi. Veți copii la școală, înțeleg. Da, tot vreau să zice. Și face naveta, tot așa, atâți kilometri, zi de zi, și merg după ea și la întoarcere. Nevastă mea e cardiacă, are astm, poftiți dacă vreți vă arăt, și merge 1,5 km și cu 1,5 km, 3 km pe zi, pe gerul ăsta. Trebuie să mă duc de fiecare dată, chiar și cu fetița dânsă, am luat-o mereu în mașină la ocazie, de frica câinilor,
mai ales noaptea la schimbul 2 la 11 și 11:20, 11:30, cu ce vine ea? Pe jos 2 km. Localnicii au ajuns în culmea disperării și au venit să stea de vorbă cu autoritățile județului și să le ceară să rezolve problema cât mai repede. Plătim taxe, plătim taxe la La întâlnirea cu reprezentanții Autorității Județene de Transport, dar și cu secretarul județului, oamenii și-au pierdut răbdarea, mai ales că situația nu are rezolvare de mai bine de un an și jumătate. Mai mult, oamenii privesc cu neîncredere promisiunile autorităților. Am ajuns ca nu e fumet, face câte 10 km pe jos. Suntem atâția oameni bolnavi care avem nevoie de medic în oraș. Deci în fața dumneavoastră nu contează sutele alea de oameni care mor acolo, fără un medicament, fără rețetă și la copii care merg pe jos. Ce școală mai face ăla după ce vine dimineața, după ce am 10 km pe jos? Stimată doamnă. Deci dacă sunteți mari, puteți să și rezolvați multe probleme mari. Urmează ca traseul respectiv să fie prelungit de la 15 km la 25 de km, da? V-am spus că necesită timp, deoarece trebuie să parcurgem toate etapele prevăzute de lege. Nu pot să vă spun că la 1 februarie da, se va rezolva acest lucru. O să încercăm în cea mai scurtă perioadă să rezolvăm situația. Depucem pașii. Care pașii îi depucem? Vă rog să-i depuceți pe drumul de... Mergeți mai repede! Trebuie să vă Rămâne de văzut cât mai au oamenii de așteptat, cât vor mai merge pe jos și când mai marii județului vor ține totuși cont de problema lor și vor găsi o soluție de rezolvare. Până atunci, sătenii trebuie să se înarmeze cu multă răbdare și să spere că mesajul lor va fi auzit în cele din urmă și cineva îi va ajuta. Starea de sănătate a fetiței din centrul de plasament bătută în curtea școlii de doi colegi este bună și, din fericire, copila nu a necesitat o intervenție chirurgicală. Autoritățile au luat și primele măsuri în acest caz. Fetița cu dizabilități din cadrul complexului de tip familial Valea Mare Ștefănești, rănită în urma unui incident cu doi colegi, se simte în momentul de față bine, anunță conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. Reprezentanții DGASPC susțin însă că ancheta continuă pentru a se stabili în ce condiții a avut loc incidentul în care au fost implicați cei trei copii instituționalizați. În data de 16, cei trei copii se aflau la școală. Erau în timpul programului școlar. Evident, așa cum știți, atât DGASPC Argeș, cât și organele de poliție și școala au demarat anchete pentru a elucida firul evenimentelor și pentru a stabili ce măsuri se iau în acest caz. Vreau să menționez din capătul locului că fetița este bine, este internată la Spitalul Marie Curie București, va fi externată. Nu a necesitat nicio intervenție chirurgicală, așa cum s-a lansat în spațiu public, s-a ținut permanent legătura cu unitatea sanitară, evoluția ei a fost bună, dar protocolul medical presupunea rămânerea sub supraveghere. Noi facem eforturi pentru a-i supraveghea corespunzător, astfel încât să se evite agresiunea. Prin urmare, revin și spun că agresiunea nu s-a produs în unitatea noastră, ci în cadrul școlii. Și ne bucurăm de asemenea că agresiunea nu a fost atât de gravă care să necesite o intervenție chirurgicală și care să-i pună în primejdie viața. Creșterea numărului de turiști în Munții Argeșului a făcut necesară înființarea unei noi baze a Salvamont. Această bază va funcționa la Voina. Bază nouă pentru Salvamont Argeș se va reuși astfel să se acopere mult mai bine traseele montane din zona Voina. Creșterea numărului de turiști în Munții Argeșului a făcut posibilă înființarea acestei noi baze a Salvamont. O bază modulară achiziționată la sfârșitul anului trecut. Bază modulară care e compusă din 5 containere. Este sistemul folosit de ceva ani, de cel puțin 15-20 de ani, pe părțile deschise și în zonele turistice pentru serviciile de salvare și nu numai. Este dotată cu o sală de prim ajutor, cu dormitoare, sală de mese care joacă rol și de bucătărie și toalete. Este un mare pas înainte, pentru că înainte de a
de a avea această bază. Colegii mei de la Câmpul Muscel făceau patrularea preventivă într-un modul de locuit, cu condiții destul de precare. Vali Porcișteanu concurează la Winter Rally Covasna. Sportivul argeșan promite să facă spectacol la Super Speciala din oraș. Winter Rally Covasna va deschide noul sezon competițional din campionatul României de raliuri. Cursa din județul Covasna se va desfășura pe zăpadă în perioada 31 ianuarie-2 februarie, iar distanța totală a probelor speciale va fi de 98,5 km. Printre cei care și-au mai anunțat participarea la cursa din Covasna se numără și piteștanul Vali Porcișteanu, vicecampionul anti-itr al României. Porcișteanu a câștigat întrecerea de două ori, în 2011 când a avut-o copilot pe Alina Bunica și în 2017 când l-a avut în dreapta sa pe Dan Dobre. Cristu Șapera, antrenorul BCMU FC Argeș, vrea să uite cât mai repede înfrângerea de acum câteva zile cu Dinamo Știința București. Tehnicianul argeșan nu se așteaptă la meciuri ușoare în grupa galbenă și le cere elevilor săi să trateze cu toată seriozitatea toate partidele pentru a putea prinde play-off-ul. Cristu Șapera a prefațat lupta pentru un loc în play-off din grupa galbenă. Vor fi 10 meciuri competitive. Echipele care s-au calificat din grupa a doua valorică sunt echipe cu aspirații mari și jucători buni. În niciun caz nu va fi ușor ca în alți ani. Se va juca, va fi pe viață și pe moarte. Sunt convins de acest lucru. Eu am venit pentru a încerca să redresăm echipa. În mare parte am reușit acest lucru, cred că sunt mult mai bine acum. Nu m-am gândit niciun moment că vrem să câștigăm titlul, să câștigăm cupa și așa mai departe. Pentru noi este un obiectiv foarte clar să ne calificăm în play-off. Să facem o serie bună de play-off, indiferent cine va veni de pe locurile 1-2, a declarat Cristu Șapera. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale Antena 3 Pitești de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cu informații noi vă aștept la următorul buletin de știri. Până atunci rămâneți cu bine. Zi frumoasă să aveți. Toate cele bune! Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, a sosit momentul să dezbatem subiectele zilei din presa scrisă de astăzi. Este joi 23 ianuarie, așadar avem invitat în studio, este vorba despre jurnalistul și colegul nostru de la Arena Politică, Claudiu Dița, de la ziarul Argeșul. Bună dimineața! Nu știu ce se întâmplă în dimineața aceasta, cuvintele se amestecă, literele se amestecă. Pierduți printre cuvinte. Suntem pierduți printre cuvinte, da. Astea sunt firești. Numai cine nu lucrează, ca să zic așa, între ghinimele, cu cuvinte, nu știe ce înseamnă să le și expui. Și... Apropo de cuvinte, ce spun cele scrise din Argeșul? Cele scrise astăzi? Din Argeșul. Continuăm practic cumva subiectul de ieri pe prima pagină, și anume protestele din justiție care se extind și la parchete. Bieții magistrați, bieții procurori sunt supărați că li se taie pensiile speciale sau măcar că există această intenție și atunci protestează, așa cum protestează și oamenii care au o pensie minimă, de exemplu. Dar ei protestează în gând, că nu prea îi vedem pe nicăieri. Deci protestele din justiție se extind și la parchete. Imaginea anului 2020 este editorialul pe care îl scrie astăzi în ziarul nostru domnul Savu, un sociolog foarte, foarte apreciat. Iar pe partea dreaptă, acolo unde facem trimitrile, cum spunem noi, adică alte subiecte interesante, da, aș sublinia scandal la pediatrie. Din nou, iată probleme în sistemul de sănătate cu pacienți care sunt nemulțumiți de anumite servicii și așa mai departe. Mai puțin pensionari apelează la CR. O fi de vină, să zicem, faptul că s-au mai mărit pensiile, da? S-au mărit și, cum le spune, cheltuielile deopotrivă. Și sentința fostului primar Tudor Pendiuc va fi dată pe 30 ianuarie. E vorba de dosarul acela Publitrans, în care au fost mai mulți oameni implicați. Noi avem și un Bob de rouă, să-i spunem un fel de Bob de înțelepciune al zilei, care merită citit. Puterea însoțită de succes împarte dreptatea. Deci nu doar puterea împarte dreptatea, trebuie să mai fie și o putere de succes, adică să mulțumească lumea pentru a putea împărți cu adevărat dreptatea.
Dacă îmi dai voie, mergem mai departe. Aș citi câteva informații, iată, și din Curierul Zilei, care titrează pe prima pagină, iată, subiectul central, despre o bolnavă care este plimbată de funcționari. O femeie în vârstă de 63 de ani, diagnosticată cu cancer în metastaze, a fost umilită de funcționari care ar trebui să o respecte și să dea dovadă de empatie. Deși abia se mai poate mișca din cauza afecțiunilor cumplite care, iată, i-au distrus organismul, femeia este plimbată pe drumuri de un sistem putred și o legislație nedreaptă. Ieri a primit o nouă palmă de la angajații serviciului, iată, de evaluare a persoanelor, de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. Detalii avem în pagina cu numărul 3 și tot acolo citim despre faptul că avem șef nou la DNA Pitești. După o perioadă în care în fruntea DNA Pitești nu a fost numit un șef, Consiliul Superior al Magistraturii a luat o decizie în acest sens, făcând o împuternicire. De ieri, noul șef al structurii anticorupție din teritoriu este Simona Ștefania Constantinescu, procuror în cadrul DICOT Pitești. Aceasta a lucrat din luna septembrie anului trecut prin delegare la DNA Pitești. Mai multe detalii așadar pagina cu numărul 3 și tot acolo, dacă îmi dai voie, Claudiu, iată, citim despre un tânăr care și-a urmat tatăl în carieră și a intrat primul la jandarmerie. Recent s-a încheiat concursul de admitere la școala de subofițer jandarm Grigore Alexandru Ghica Drăgășan, primul admis la această sesiune, fiind un tânăr argeșan. Antonio are 19 ani, a dorit să urmeze cariera tatălui său, care este jandarm de aproximativ 2 decenii. Da, iată, sunt și lucruri bune care se întâmplă și mă bucur că presa le mai și reliefează, pentru că de obicei suntem tentați ca oameni, nu neapărat ca presă sau ca cititori, să dăm curs informațiilor cu impact emoțional. Da, pentru că și le atrage la un moment dat. Da, dacă promovăm ceea ce pozitiv. Da, iată, sunt și oameni de succes, printre noi se întâmplă și lucruri bune. Dar, revenind la ce subiect a fost astăzi tratat de Curierul, și noi am avut acum 2 zile un subiect cu un cetățean căruia i s-a făcut rău în fața unui centru medical, unitate medico-socială în Domnești, și toată lumea s-a uitat doar la el și atât. Apropo de acest centru de analiză a celor care au probleme de handicap, este o legislație atât de tâmpită, că nu degeaba am zis și noi că procedurile ne omoară, încât oamenii ăștia sunt chemați din, nu știu, periodic, să verifice o comisie dacă le-a mai crescut un braț sau un picior, sau nu mai vorbesc de faptul că această comisie are sediu undeva în apropiere, la etajul unui bloc de aici, nu există lift, nu există nimic, de obicei câteodată mai coboară medici care să vadă pacienți care sunt netransportabili, adică este ceva de groază. Ce te face atunci când sunt legi care se contrazic? Și aici chiar este o problemă. Adică ai voie să intervii, dar de fapt protocolul nu intervine. Adică trebuie să intervii dacă este un caz într-adevăr grav, dar în același timp în lege spune că protocolul nu permite. Oricum, sunt multe lucruri de discutat și depus la punct legislativ. Sunt anumite lucruri care se întâmplă zilele următoare. Ba că se prelungește la, sau că un program special cu Publitransul, sau mai știu eu, la Mioveni, sau cu autobuzele, cu piețele, totul pentru că mâine este ziua Micii Uniri. Sărbătorim așadar Mica Unire, dar încă o dată trebuie menționat că suntem uniți doar așa, în cuget și în simțiri, cu autostrăzi, cu și infrastructură. Și în spectacole, că ne place să Nu, că nu mai e nici spectacol, adică ce spectacol? Că se prind niște oameni într-o hora Unirii pe care unii dintre ei nici nu cred în ea, în fine. Ar trebui cu totul și cu totul altceva. Dar ca să demonstrăm că suntem cu adevărat uniți, ar trebui să fim legați cu adevărat, cu infrastructură, cu, nu știu, tot felul de alte lucruri care trebuie și prin Moldova și prin... Da, într-adevăr, prin fapte, până la urmă, uniți, se vede această unire. Păi da, așa, în cuget și simțiri, suntem uniți și cu basarabenii, da? Da. Bun. Am spus că... Numai puțin. Atenție la dezinfecția, deratizarea și dezinsecția din școli. Un semnal de alarmă tras de șefa DSP Sorina Honțaru. Vedem de la cazul din Timișoara și până acum că se repetă astfel de povești. Ba prin școli, ba prin... Adică ori sunt foarte mulți habarniști care se dau experți în dezinfecție și dezinsecție, că nu e de joacă cu așa Absolut. Ceva. Știți că și noi mai avem tentația, avem gândat să zicem și ne ducem la un centru din ăsta și dați-mi și mie ceva de gândat. Ia asta, dă cu fiolă, proporție, cu tea, greșești, nu greșești, cine și după aia te miri că... Adică până și specialiștii, dacă dau kicks,
Că ar trebui să fie teoretic firma aia care face, să știe să fie autorizată în sensul ăsta și să aibă oameni pregătiți cu așa ceva și uite că se întâmplă. Deci trebuie mare atenție. Mai grav este când se întâmplă nu o dată de două ori și se repetă deja atunci care păi este da, o problemă. Au fost două școli prin București, una nu mai știu pe unde, blocul din Timișoara, da. Doamne ferește. Că... Important este să văsăm din lecții până la urmă, că dacă se întâmplă ceva... Da, aș mai sublinia un eveniment care s-a petrecut ieri și care ne arată că iată se mai și face ceva. Adică ieri au venit de la București cei de la CNI și de la constructorul care a câștigat licitația, s-a predat amplasamentul de acum înainte să se facă sala polivalentă. Așa. Este un lucru foarte bun. E o firmă care e bucuria mea, să zicem, între ghilimele. E că e o firmă care are expertiză în domeniu și putere. Adică a făcut arena din Cluj, sala polivalentă din Cluj, nou stadion Oblemenco din Craiova și n-a câștigat iară vreo firmă care are trei muncitori și, nu știu, abia bat un cui la 7 zile. Să sperăm că va fi bine. Iată, mai sunt și vești din astea. Urmărim subiectul și chiar suntem curioși cum se va derula. Da, da. Cum spuneam, atenție la nou virus de gripă. Discutam înainte de emisiune. Da, autoritățile sunt în alertă și pe tema asta, că nu doar porcina și aviara, că tot a apărut peste Carpați și cât de curând ajunge și la noi, o să vedeți. Mai nou e și acest coronavirus din Asia și îmi spunea ieri cineva, păi stai mă, că e în China, da, da, din China până în Europa, acum nu mai faci, nu știu, săptămâni pe drumul mătăsii, da. Vii cu avionul într-o zi, l-ai adus. Da, lumea e în mișcare, de altfel. Lumea este într-o conectare cum nu se mai întâmplă și apropo de treaba asta, peste porcină și la Davidești. Tocmai când ne anunțau cei de la prefectură că nu prea mai avem, că se închid focarele. Da, iată, despre acest subiect au scris și cei de la Curierul în ultima pagină, pagina cu numărul 12. M-aș întoarce însă la pagina cu numărul 3 din Curierul. Iată, citim un sondaj destul de îngrijorător. Ar spune Argeșul în top la cazurile de tulburări mentale. Direcția de Sănătate Publică Argeș desfășoară până la finalul acestei luni campania cu tema Împreună pentru Sănătatea Mentală, pagina cu numărul 5, Florin. Așadar, Împreună pentru Sănătatea Mentală, să înlăturăm stigmatul bolii mentale. Conform reprezentanților DSP Argeș, sănătatea mentală reprezintă o componentă fundamentală a sănătății individuale și a stării de bine, descrind nu numai absența bolii, ci și capacitatea unui individ de a se integra cu succes în viața familială, socială și profesională. Crește de altfel și numărul argeșenilor cu Alzheimer. Despre cazuri noi de consumatori de droguri, un alt subtitlu la acest subiect. DSP Argeș mai deține și o statistică interesantă privind persoanele cu tulburări autiste, cele care suferă de depresie și cele care consumă droguri. Avem așadar o statistică în pagina cu numărul 5 din Curierul. Seară Beethoven la Filarmonica Pitești pentru cei interesați, astăzi de la ora 19 la Centrul Multifuncțional, un concert simfonic, un program integral Beethoven, de altfel este și anul Beethoven. Bun, avem pagini de tineret, pagini sportive? Avem și pagine de tineret. Noi, ca de obicei, propunem joia o pagină de tineret cu Roxana Zorzulan despre Românii au talent și noua piesă lansată. Aveți în pagina 7 amănunte despre acest subiect și șansa de angajare în Germania pentru studenții argeșeni. Adică nu văd de ce n-ar fi șanse de angajare și prin România, numai în Germania neapărat șanse sau sunt, Franța. Important e să vrei până la urmă, nu? Da, mai contează și veniturile care sunt oferite, pentru că până la urmă totul trece prin buzunar și stomac. Adică dacă îi dai unui tânăr bine pregătit niște bani puțini, nu știu dacă ar fi dispus să lucreze aici, când poate, de exemplu, să meargă în Germania și lucrează pe, nu știu, 3.000, 4.000 de euro, habar n-am... Nu sunt chiar la curent cu tot, cu toate veniturile medii și așa. Bun, sport, derbiul seriei la handbal, Mioveni activ Prahova-Ploiești, basketbaliștii debutează în grupa galbenă. Victoria este obligatorie, avem, da. Știți, că sportul, din păcate, și ăsta, că spuneam că trece prin buzunar totul, și sportul, necesită bani, bani mulți, dacă vrei să faci performanță. Mai avem așa câte o sclipire pe aici, pe acolo, dar, din păcate...
Am decăzut mult. Avem sportivi foarte buni și atunci când sunt evenimente sportive deosebite și rezultatele pe măsură trebuie promovate până la urmă. Da, iată, atleții români în fața primului test din acest an vor 10 medalii la campionatul balcanic. Cei mai buni atleți din România se pregătesc așadar pentru primul concurs important din acest an. Pe 15 februarie la Istanbul se va desfășura campionatul balcanic de sală pentru seniori. Și un alt subiect sportiv din pagina 7 din Curierul, galben-verzi, combina antrenamentele fizice cu cele tehnico-tactice, au intrat în sala de forță. Jucătorii mioveniului stau până vinerea viitoare în cantonament la Izvorani. Emil Dica, antrenor la Câmpul Lung, un alt subiect din pagina sportivă numărul 7. Claudiu, încheiem această revistă a presei. Alte subiecte pe care te rog să le prezinți? Alte subiecte, m-aș opri la pagina 12. Da, deci adolescenta bătută la centrul de plasament ștefănești externată, iarăși un caz de violență în școli. Acolo a fost totuși vorba, nu, a fost la școala specială, nu s-a întâmplat în centru special. Acolo totuși a fost vorba de niște copii cu probleme care au, dar din păcate am văzut că sunt astfel de evenimente prin multe școli. Și nu neapărat că nu mai e disciplina care era, cât generațiile cred că sunt cumva scăpate, noile generații sunt cumva scăpate din mână și de părinți, în primul rând, care sunt mult prea ocupați cu alte lucruri decât cu ceea ce contează cu adevărat, adică ați crește bine copilul. Și îmi pare rău să o spun, dar suntem toți, hai ca să așa, alergăm după bani, după serviciu, după orice. Ajungem acasă și îl întrebăm, dacă îl întrebăm pe copil, ce ai făcut azi și... Da, problema este că din dorința de a fi bine pierdem iată din vedere lucruri importante și probabil de aici decurg toate. De aici decurg toate, da. Claudiu, înainte de a te lăsa să vii cu o concluzie acestei reviste a presei, dați-mi voie, doamnelor și domnilor, să salutăm și prezența la redacția noastră a jurnalului, a săptămânalului Impuls de Argeș, iată care titrează pe prima pagină subiectul central în exclusivitate despre dezvoltatorii imobiliari suspectați de tranzacții la limita legii. Structurile antifraudă și de investigare a infracțiunilor economico-financiare sunt cu ochii pe dezvoltatorii imobiliari locali, asupra cărora planează suspiciunea că nu au practicat și nu au declarat tocmai prețul corect în tranzacții cu terenuri. Mai exact, cercetarea vizează o practică prin care cei cu afaceri în domeniul investițiilor imobiliare nu declară prețul real cu care achiziționează terenurile pe care construiesc apoi ansamblul rezidențiale. Anchetatorii cred că afaceriștii apelează la o schemă prin care evită consemnarea în acte a sumei reale a unor tranzacții imobiliare, astfel încât impozitele și taxele către stat să fie mult mai mici decât cele aferente valorilor reale ale tranzacției respective. Dezvăluire aveți așadar în săptămânalul Impuls de Argeș, pagina cu numărul 3 plus alte subiecte. Te gândeai la ceva anume sau vroiai să... Nu, mă gândeam, apropo de treaba asta, un singur cuvânt, apropo de ce se întâmplă cu treburile astea imobiliare și mai ales cu ce s-a întâmplat, mafie. Atât ar fi un cuvânt care să acopere tot. Da, iar apropo de concluzie, vreau să anunț și pe această cale că următoarea ediție tipărită a ziarului Argeșul va apărea luni 27 ianuarie, pentru că mâine este o zi liberă, nu? Da. Încă una... Dar voi sunteți pe teren, în mod clar, și culegeți informațiile. Da, nu asta e problema. Zic, de ediția tipărită, ne pot urmări pe ediția online ziarulargeș.ro, dar, cum spuneam, mâine este o zi liberă, ziua micii uniri, haideți să ne bucurăm de ea și hai să ne facem... dăm mari, nu? Da, să devenim mari, de la mica unire să devenim mari, să fim mai uniți unii cu alții și mai solidari, că asta e până la urmă foarte important. Claudiu Dița, redactor la ziarul Argeșul, mulțumesc pentru aceste informații, ne vedem și data viitoare. Doamnelor și domnilor, noi mergem mai departe în câteva momente, avem invitații la cafeaua cu piper, vorbim despre proiecte umaniste care încep ușor să prindă contur în județul Argeș. Bună dimineața, rămânem împreună! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la ofertă ulei Delicia Floarea Soarelui, un litru la doar 3,79 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult. Acasă.
acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, că e clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex. Fiindcă ieftin, Argintex. În inima Făgărașilor, hotelul Posada Vidraru își răsfață de acum clienții cu o spectaculoasă piscină și un ansamblu spa rafinat, masaj, fitness, saună, jacuzzi. Petrece o vacanță cu un stil de viață sănătos. Proprietatea oferă cazare și facilități de excepție, camere luminoase și curate, bucătărie delicioasă, excursii cu vaporașul sau drumeții, dar și activitățile în centrul spa. Evaluat la superlativ de clienții săi, hotelul Posada Vidraru vă așteaptă în peisajul fabulos pe malul lacului Vidraru, sub crasta Făgărașilor. Convingeți-vă! Vizitați-ne direct pe Transfăgărășan sau contactați-ne pe posadavidraru.ro. Supermarketul La Doi Pași din Coșești își așteaptă clienții într-un spațiu generos cu o gamă diversificată de produse. Eu reprezint Forte Gaz și alături de cei de la Metro am deschis prima franciză La Doi Pași, un magazin conceput pentru tot ce înseamnă proximitate. Sunt așteptați toți colaboratorii, toți cetățenii cu produse bune, marca Metro, precum și cu un personal calificat. Forte Gaz, în parteneriat cu La Doi Pași, servicii și marfă de calitate în Coșești, Argeș. Se caută pentru închiriere casă cu minimum 8 camere în municipiul Pitești. Relații la telefon 0743 057 924. Visezi la o nuntă ca în povești? Acum poate deveni realitate. Tot ce trebuie să faci e să vii la Palace Events, un loc minunat în inima pădurii Trivale. Evenimentul tău va fi perfect. Îți putem găzdui până la 700 de invitați într-o atmosferă cum nicăieri nu găsești, cu piscină curgătoare și multe alte surprize. Palace Events, în complex Rehoma din pădurea Trivale. Ne împrietenim și pe Facebook la Palace Events Pitești. Rezervări la 0724 222 234. De peste 26 de ani, Pentarom este o firmă de prestigiu național care își respectă partenerii de afaceri prin calitatea produselor și seriozitatea în livrare. Comercializează piese de schimb auto, fabrică și comercializează ambalaje de carton destinate în principal industriei de automobile, industrie alimentare, a bunurilor de consum sau farmaceutice. Produce combustibil ecologic, a dezvoltat o linie automatizată de îmbuteliere apă minerală microbiologic pură marca Iezer. Crește și comercializează păstrăvi și crap. Pentarom. Respect pentru calitate și seriozitate în business. În clinica lui Estetic Art, medicii specialiști în bine estetica dentară și estetica facială, pentru ca dumneavoastră să aveți o înfățișare plăcută, un zâmbet cât mai încrezător, dar și să creați o impresie bună. Profitați acum de noi oferte la clinica lui Estetic Art. Anti-aging, mezoterapie, tratament pentru alopecie, tratament pentru cearcăne, PRP plus cocktail facial și terapie Dracula plus cocktail facial. Lui Estetic Art. Rezervați-vă dreptul de a profita de cele mai bune servicii estetice și medicale. Autoservirea Central de lângă Casa Cărții vă invită la cea mai gustoasă masă de prânz sau cină. Sunt pregătite zilnic de luni până sâmbătă meniuri delicioase din ingrediente proaspete și fără adaosuri nesănătoase. Avem o paletă largă de mâncăruri gătite cu poftă. Zilnic Autoservirea Central pregătește 50 de feluri de mâncare. Meniul zilei la doar 9 lei și 90 de bani. Avem și oferte speciale, o ciorbă la 3 lei și 90 de bani, felul 2 la același preț. Vă invităm să serviți și preparatele specialități, ciolan la cuptor, pulpă și piept de rață, somon și dorada, paste cu fructe de mare, lasagna și paelia. Noi vă oferim o soluție sănătoasă pentru a vă hrăni. Autoservirea Central. Ieftin, proaspăt și gustos. Târgul producătorilor și comercianților își deschide porțile în perioada 21-25 ianuarie la Casa Cărții. Aici veți găsi o gamă diversificată la prețuri de producător. Suveniruri, jachete, confecții, tricotaje, lenjerie de corp, încălțăminte, marochinerie, haine de piele și haine de blană. Târgul producătorilor și comercianților vă așteaptă de marți până sâmbătă între orele 10-19 la Casa Cărții. Fantastic Studio, cel mai mare nume în domeniul bronzului din țară, este acum și în Pitești. Fantastic Studio Pitești te așteaptă cu nouă aparate de bronzat de ultimă generație și cu o experiență de 10 ani în bronzul în mediu controlat. Ne găsești în piața Vasile Mila Complex, la galeria etaj 3. Fantastic, un nume cu 16 locații în țară. Yeah.
Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la ofertă ulei Delicia Floarea Soarelui, un litru, la doar 3,79 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor. A sosit momentul să cunoaștem invitații de la Cafeaua cu Piper, pentru că de data aceasta sunt doi. Vorba aceea, unde-s doi, puterea crește. De altfel, domnii prezenți în studio sunt reprezentanții ai Partidului Puterii Umaniste Social Liberal Argeș, un partid relativ nou care se extinde încet, dar sigur, și care atrage noi oameni pentru oameni. Foarte important atunci când doctrina partidului este una care cere responsabilitate și direcționează acțiunile celor care o slujesc. Despre o doctrină umanistă este vorba, doctrina care începe să se pună în aplicare sau cel puțin se încearcă. Tocmai despre acest lucru vom vorbi în cele ce urmează la Cafeaua cu Piper cu invitații de astăzi. Salutăm așadar prezența în studio a domnului Ion Cornel Lazăr, președintele Partidului Puterii Umaniste Social Liberal Argeș. Bună dimineața, domnule președinte, și bine ați revenit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Și a domnului Dumitru Nistor, președintele Partidului Puterii Umaniste Social Liberal, filiala Ștefănești. Bună dimineața, bine ați venit! Sărămâile și bună dimineața la toată lumea! Domnilor, aminteam mai devreme despre extinderea unei puteri umaniste, da, la nivel de județ Argeș, dar mai ales așadar la noi în județ, pentru că lucrurile se mișcă sau cel puțin așa le-ați dat de înțeles sau ne dați de înțeles de fiecare dată când veniți la noi. Da. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație și așa cum v-am promis, de fiecare dată încerc să vin și văd că și în această dimineață am reușit să vin cu un coleg de-al nostru, un coleg care sunt convins că cunoaște foarte bine problemele comunității și în cazul de față orașul Ștefănești. De asemenea, sunt convins că va avea un cuvânt de spus la alegerile ce urmează și mai ales că are o vastă experiență în ceea ce privește administrația publică. De asemenea, din nou, dacă pot spune așa, sunt convins că va face o treabă deosebită la Ștefănești. Domnul Dumitru Nistor este colegul nostru de o perioadă bună de timp, este lângă noi și noi avem de învățat de la dânsul, cei care în momentul ăsta suntem reprezentanța ai Partidului Puterii Umaniste, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, venim cu o doctrină nouă, o doctrină umanistă, o doctrină care pune în centru atenției omul, pentru că s-a văzut în ultimul timp că cele două doctrine, stânga și dreapta, nu se mai regăsesc, sunt practic depășite din punct de vedere al timpului, e nevoie de cu totul și cu totul altceva și eu cred că a venit momentul ca omul să fie luat practic în calcul până la urmă, cineva să-i reprezinte interesele, cineva să reprezinte interesele întregii societăți a clasei de mijloc. Da, și chiar aș vrea să-l întreb în continuare pe domnul Nistor, cum ați primit și privit această acțiune, această implicare în Partidul Puterii Umaniste? Aș putea să vă spun sincer că pentru un om implicat în comunitate, în societate, acțiunea umanistă nu este un lucru nou. Omul trebuie să lucreze, în primul rând, pentru om și pentru natură, conform directivei divine, dacă este cazul. Dar pe fondul acesta politic, avem voie să spunem cuvântul, da? Normal. Sper să nu ajungem în situația în care să nu avem voie. Observăm faptul că lupta pentru om între stânga și dreapta a generat un om aparte, un om aproape fiară, care nu mai admite că trebuie să existe stânga sau dreapta, deși toți suntem oameni și știm cât de rău e să ai o mână amputată. În societatea românească trebuie să existe atât vederi de stânga cât și vederi de dreapta și o să ziceți unde suntem noi. Păi între mâna dreaptă și stânga nu este capul, mai e încă un organ văzut, inima. Ne întoarcem cu inima către om
nu numai către popor, cum se spune, că avem nevoie de voturi. Asta este umanismul pragmatic tradus pe înțelesul tuturor și mai ales pe înțelesul oamenilor, nu cetățenilor de la Ștefănești. Cetățean ești prin naștere sau prin adopție, să zicem, sau printr-un ordin dat de recunoaștere de către cineva. Dar om, ești încă de la naștere și rămâi și trebuie să rămânem oameni și în limitele umanismului. Nu vrem să evoluăm către omul fiar. Acolo căutăm să ne găsim și să ne găsească oamenii, să fim în sufletul lor, în inima lor, în mintea lor și, dacă se poate, alături de ei, conform directivei, mereu aproape față de cine? De om. Da. Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus la început, faptul că nu este o noutate, că a trebuit acțiunea să fie îndreptată către oameni. Iar eu lucrez de vreo 40 de ani pentru om. Da, așa, aveți și colegii mei, indiferent de la celelalte partide, le cerem să-și păstreze cu sfințenie doctrina și să lucreze conform programelor lor, dar să nu uităm niciunii dintre noi că suntem și toți oameni și că lucrăm pentru om. Fără omul fiară. Și nu din frică. Spun lucrul ăsta. Acest lucru ar trebui să nu se uite, dar din păcate lucrul a evoluat într-o anumită direcție în care în momentul de față sunt multe răutăți, sunt multe neînțelegeri. Am devenit răi, așa eu spun de fiecare dată. Am ajuns într-un moment în care nu ne mai înțelegem, se ceartă frate cu frate, soră cu soră. Pe înțelesul tuturor vreau să moară capra vecinului ca să mă ridic eu. Nu, eu cred că noi, umaniștii, și pe această cale fac apel către toți cei care ne urmăresc în acest moment, e momentul să facă un pas, e momentul să implice în politică cei care până acum au stat deoparte, cei care până acum au analizat de undeva din spatele evenimentelor. Pentru că numai într-un partid politic poți să te exprimi liber și poți să vii cu idei, în așa fel încât să contribui la bunul mers al activității. Și revin, fac apel către toți cei care stau acolo și analizează, că e momentul să vină lângă noi, lângă umaniști, să venim și să mergem înainte cu proiecte, cu adevărate proiecte în folosul cetățeanului și al omului în principal. Ați anticipat oarecum următoarea mea întrebare, pentru că vreau să vă întreb ce credeți că ar mai convinge până la urmă pe acea clasă tăcută să vină și să-și pună în aplicare, iată, calitățile, să-și dorească în primul rând să se implice pentru bunul mers al societății. Iubirea de țară, iubirea de neam, ce anume credeți că ar trebui să-i convingă pe acei oameni care au competențele și care vor și care, nu știu, au ceva de spus să vină alături de umaniști? În primul rând, mă iertați, vă rog, domnul președinte, vă rog. Nu vreau să vă iau fața. Nu, nu. Eu fiind cu partea vătămată aici, că după cum se vede sunt puțin chemat și la raport în fața domnului președinte. Ceea ce este foarte bine și în fața publicului, acceptăm. Sigur că da. Numai mâine, sau numai astăzi nu e mâine, și românii sărbătoresc atâția ani, bravo, nu spun că n-am voie să șoptesc, toți românii știu data și momentul. Ce se întâmplă? Sărbătorim unirea și suntem totuși foarte dezbinați. Mai dezbinați decât la unirea principatelor, mai dezbinați decât la Marea Unire de la 1 decembrie. Și haideți să ne punem întrebarea de ce. Vorbiți de partide. Nimic greu. S-a luptat, s-a murit. Oamenii tineri au cerut libertate. N-au cerut partide, au cerut libertatea de asociere, să ne asociem mai mulți pentru o idee mai bună, să împingem trenul democrației în față, să scăpăm de sărăcie, de foamete, de mizerie, de gunoi, de prigoane și toate astea. Păi am uitat obiectivul de acum 30 de ani. Nu că sunt adeptul revoluției permanente, sunt adeptul îmbunătățirii și creșterii morale a poporului român de la Vlădică până la Opincă. Vectorii de imagine și noi ceilalți ne înșiruim. Păi dacă noi stăm să ne batem toată ziua, cine mai ridică nivelul de trai? Și mai rău este că ne lăsăm mânați de orgolii. Nu mai este loc de așa ceva într-o societate care se dorește să se concentreze. Atunci când se face unirea, se face din mai multe motive.
din frică, din necesitate, din interes și toate astea. Dar și dezbinarea trebuie să vedem de unde ni se trage. Asta o fac marii sociologi, ați observat, dar cred că există interese și interne și externe ca românii să fie dezbinați. Da. Noi nu avem prea multă experiență a libertății. Ultimii oameni care au devenit cetățeni români, cu drepturi de pline, de-abia după al doilea război mondial? Da. O mică completare și domnul președinte are, așa cum am spus la începutul emisiunii, experiență vastă în ceea ce privește. Domnul președinte, e simplu, dezbină să poți să conduci. Asta a fost în epoca romană, dar acum... Deci, nu mai vrem astfel mai de teorie, da, epoca este feudală, clar. Epoca, da. Din păcate, așa, din păcate, epoca de aur. Și în zilele noastre se observă acest lucru, ca să conduci... Aș credeți că cineva ar putea să meargă pe această interese, teorie. Interese. Eu am spus și o repet, din păcate, multe lucruri nu le rezolvăm noi, sau nu sunt conduse de cei care ar trebui să vină cu proiecte clare, cu o situație clară a țării. Poate se dictează de undeva din afară, poate asta... Da, dar, domn președinte, iertați-mă, cer permisiunea să intervin. Da. Dar românii trebuie să învețe, marele organ a spus, dacă nu cunoaștem istoria, hai să o învățăm, să punem mai multe ore și educație civică. Deci toată lumea sărbătorește Unirea, dar să uite fiecare, măcar la marii corifei ai Unirei, în 1918, că niciunul n-a murit în patul lui de bine. Toți au fost exterminați până la unul. Dau cazul brătienilor, că au făcut România mare și toți colaboratorii, inclusiv Patriarhul Miron Cristea, episcopul Iuliu Hosu, care a citit proclamația. Păi, da. Românii trebuie să învețe că cei care făuresc neamul, țara, chiar în partidul nostru există doamna Grapini. Păi știe cineva că dânsa este urmașă a unui social-democrat care a luptat pentru unire? Poate dânsa nu vrea să ne spună, dar haideți să învățăm și noi. Deci vrem unirea, vrem umanism, în spiritul umanism, și știm ce luăm asupra noastră. Nu ne așteaptă nimeni cu flori, nu ne așteaptă neapărat nici cu pâine cu sare. Singurii care ne-ați așteptat cu ceva a fost dumneavoastră, cu această cafea. Cafea cu piper, și în plus piper, cu piper. Da. Despre zahăr mai negociem. Nu mai avem voie, că mai avem un tip. Exact. Haideți să facem așa. Eu zic să punem și mai mult piper. De ce nu? Și să trecem la lucruri concrete. Da? Ce acțiuni concrete aveți în vedere? Ce proiecte umaniste aveți în vedere pentru județul Argeș și eventual pentru Ștefănești? Pentru că din acest motiv sunteți aici, să vorbim despre implicarea umanistă la Ștefănești. Doamnă, domnul președinte o să puncteze anumite aspecte referitor la filială. Noi în acest moment, ca tot ce înseamnă partid politic din Argeș, ca să vorbim că aici, suntem într-o organizare continuă. Suntem în momentul în care facem așa fel încât să avem filiale în fiecare localitate, în fiecare comună. Din acest motiv sunt astăzi aici cu domnul președinte și să sperăm că va candida pentru funcția supremă la orașul. Să sperăm, deocamdată e discuție. Da. Bun. Proiecte concrete pe localități o să le dăm publicității ulterior, dar anumite idei le poate spune domnul. Da. Și noi, ca să ajungem un pic la un subiect, repede, așa, în perioada următoare, la nivel de județ, avem în vizor demararea unui proiect referitor la ecologizarea, dacă pot spune așa, a multor localități, pentru că în acest domeniu suferim foarte mult. Mediul este foarte important pentru așa noi. Este. Vă ascult, domnule Nistor. După când îmi dau seama cu... M-a spus în fața unui famlo... V-am pus la muncă sau de... cum? Nu, e cam un fel de raport. Dar am să zic la obiect, dar nu scurt, pentru că o să mai venim pe la dumneavoastră. Vă rog. În perioada 1 octombrie, 1 decembrie, la Ștefănești o echipă de specialiști a făcut un sondaj, nu de opinie, a cules, nu din casă în casă, dar din alte persoane, cam jur de vreo 800 de persoane, din toate punctele orașului, idei, doleanțe, probleme, le-am adunat și la fiecare, cu o echipă mixtă din partea organizației județene, că acolo avem și noi, să zicem,
putere mai mare și oameni cu experiență, am mers pe principiu probleme, soluții. Neapărat. Vreau să vă spun un singur lucru, că într-adevăr Ștefăneștiu nu este pe groapa prăpastiei. O localitate care are aproape 17.000 de locuitori. Unii spun că numai votanți sunt 11.000. Pe noi nu ne interesează numai votanții sau cine ne votează. Este vorba că trebuie să punem și inima și sufletul și mintea să gândim pentru 18.000 de locuitori. Și acum mai nou, prin imperativul modern al Europei, că de asta am intrat în Europa, să mai și învățăm ceva, trebuie și omul, dar și mediul în care trăiește. Vedeți încotro ne îndreptăm. În atare situație, am întocmit o listă de probleme, o listă de soluții, iar unde nu, că mai avem și cazuri, ne vom axa mai mult pe experiența altora și vom găsi soluții. Deci, nu neapărat că am elaborat platforma program 2020-2020, dar am identificat principalele probleme și vă spun că la probleme vechi am venit și venim cu soluții noi și cu oameni atât noi cât și vechi, pentru că noi punem accentul și pe tineret pe care vrem să-l luăm cu noi, dar nu să-l băgăm în față ca după aceea să-l acuzăm că n-a avut experiență, vrem să le predăm ștafeta și nu neapărat pe buza prăpastiei, și să punem umărul. Da. Deci, un cuvânt încurajator este următorul. Avem, într-adevăr, probleme, dar avem și oameni, avem și soluții. Curaj. Apropo de salubrizare și de proiecte și de soluții, iată, noi am difuzat în buletinele de știri Antena 3 Pitești un material filmat în Zăvoi, Ștefănești. Da, este o situație mai complicată acolo. Putem să-l vedem? Oamenii se plâng că nu au acces la drum. Oricum, avem mai multe puncte de vedere. Am să rog regia de emisie, dacă materialul este pregătit, îl vom revedea chiar acum și ne întoarcem eventual cu ceva discuții. Da, bineînțeles. Bun, materialul și ne întoarcem. Scandalul a izbucnit în momentul în care locuitorii n-au mai avut drum de acces pe lângă pădure care aparține ocolului silvic. Oamenii se plâng că în caz de urgență nici pompierii, nici salvarea nu pot ajunge la casele lor. Dacă, Doamne ferește, ia foc o casă, ia foc, avem nevoie de o ambulanță, ceva, da. Nu poate să ajungă, nu are cum să ajungă la noi. Dar cine a pus aceste... Păi dânsii de la ocolul silvic. Ocolul silvic. Noi nu avem treabă cu gunoaiele lor. Pe noi nu ne interesează pădurea lor. Recunoaștem că e gunoaie pe drum aruncate de toată lumea. Da? Pomii, nu dar făcut noi vrem în pădure, să nu? Se recupereze drum, să ne astupe drumul. Să ne dea drumul la drum. Pentru că la noi drum. Ăsta nu e drumul accesibil. Ăsta e drum de 45 de ani, de când sunt născută, crescută pe drumul ăsta. Am vorbit cu doamna primar. Da. A fost de acord cu noi. Ieri ne-au trimis un buldo să ne astupe. Și cei de la ocolul silvic le-au pus în vedere că le face dosare penale. Deci acum așteptăm alt răspuns de la doamna primar, că astăzi noi vrem să se astupe drumul. Pe de altă parte, Direcția Silvică Argeș declară că drumul este proprietatea lor, iar măsura închiderii a fost luată în disperare ca urmare a umplerii Zăvoiului cu căruțe de gunoi. Anul trecut am adunat undeva la 40 de tone de gunoaie și am plătit o sumă de 200 de milioane, deci 20.000 de roni, pentru ecologizarea zonei. Și pentru a nu mai arunca gunoaie, s-a luat hotărârea de a se face acest șans de minim sanitar, care este prevăzut în legislația silvică. Oamenii spun că acolo e singurul drum de acces. Nu este adevărat. Sunt drumuri de acces comunale pe care se face accesul la toate proprietățile de zonă. Acolo este fond forestier de stat. Deci nu este drum public, nu este drum forestier. Peste 400 de oameni așteaptă ca problema să fie tranșată între autorități, primărie, respectiv ocolul silvic. Au sau nu drum de acces? Primăria Ștefănești a fost contactată. Vom avea un răspuns asupra subiectului în edițiile viitoare. Într-adevăr, este o situație complicată acolo, însă voi, Ștefănești, domnilor, aveți fiecare câte un minut să vă expuneți un punct de vedere, eventual. O să las la final pe domnul primar, pe domnul președinte, fost primar, pentru că sunt convins că are multe de spus. Doamnă, probleme sunt în tot județul, e clar, sunt multe de făcut în perioada următoare. E clar, aici trebuie foarte clar autoritățile să spună un anumit punct de vedere. Sunt convins că în perioada următoare lucrurile vor intra într-o normalitate. Da. Domnule Nistor, ce părere aveți? E piperul nostru.
E piperul nostru, da. Într-adevăr, lucrurile sunt exact așa cum le-a relatat dumneavoastră. Vă felicit că arătați realitatea. Întrebare, soluții. Deci cunosc foarte bine problema. Îmi pare rău că nu o cunosc și alții. Îi rog să citească. Decretul legii 82-68. Codul silvic. Legea 215 cu anotări și completări la zi. Codul bunelor maniere. Și legea bunului simț. Da. Ce am făcut? Am luat legătura, că am fost și eu contactat, acolo am vreo 22 de fini mici și vreo 30 de perechi de fini mari. Nu în calitate de naș, ca să nu... Așa, dar în calitate de președinte al Fundației Umanitare Vitesta. Și am luat legătura cu un frate coleg de la Asociația pentru o Viață Mai Bună. Am mers chiar și la Ocolul Silvic. Vreau să vă spun că dânsii au 95% dreptate. Problema este că și cetățeanul, de asta e român, are dreptul să circule liber, chiar și pe drumul forestier, dar să respecte mediul, pădurea și toate celelalte. Ce facem direct cu cei de la societatea, să zicem, colegă, dar și cu membrii Partidului Umanist, bazându-ne pe sprijinul total al cetățenilor de acolo, care sunt autorii faptelor, nu ne onorează, vom proceda cât se poate de repede la acțiune de igienizare și rugăm de înțelegere Ocolul Silvic, de iertare autorităților locale. Vrem să ni se pună la dispoziție doar 2000 de saci în care să adunăm gunoaiele care sunt pe loc și pot fi adunate, să ne spună unde să le depozităm și eventual primăria, dacă poate, e la început de an, să găsească soluția unde să-i depozităm. Pentru asta trebuie să dispună de ceva bani. Da. Dacă nu, vom aduna bani și le depozităm. Da. Vă garantez că 1 martie nu ne apucă cu ele. Să știți că venim acolo la 1 martie și vedem dacă păi este nu, așa. Să veniți să ne vedeți la muncă. Oricum, important este că autoritățile abilitate trebuie să-și facă treaba, să colaboreze, deci, dar și oamenii de partea lor. Primăria Ștefănești, Ocolul Silvic, Direcția Silvică, Agenția de Mediu, Prefectura de Argeș, Asociația pentru Drepturile Omului, Pro. Da. România, pro-Europa, e vorba de cei de la Rom, și bineînțeles la cetățenii de acolo. N-am să solicit ajutor, dar niciun alt locuitor din altă zonă. Da, și oamenii să se alinieze unor standarde de civilizație și civice mai degrabă, da, da. Și autoritățile bineînțeles să colaboreze. Deci nu căutăm vinovați, da. Haideți să facem treabă. Haideți să facem treabă și chiar așa îmi place să încheiem această emisiune matinală. Haideți la treabă, domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Și mult succes. Să trecem la curățenie. Să scăpăm de gunoaie. Da. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Numele meu este Dana Popescu. Ne revedem și mâine dimineață de la ora 7 la Cafeaua cu Piper. Rămâneți în continuare cu programele Antena 3. La revedere, o zi frumoasă!